Bună dimineața! Bună dimineața! Mic dejun din partea casei, gratuit. Fructe și un mic ceiuleț. Am fugit la duș. Papaya! Aceasta a fost camera pentru 7 euro cu mic dejun chiar. Pornim spre Benota. Sau Bentota. Sau Bentota. Am avut și canapea. Trece trenul. Mai trec și a Galina? Păi da. Adio Gale. Continuăm traseul. Piața de pește, creveți. Pești palese. Nu are niciun pește, cred că e de la urmă. Cale, frigolul, cale, frigolul, frigolul. A, și uite, încă-i scoate, toată lumea stă acolo să fac. Hai să ne uităm. Vino a face. Ia uite după. Show. Show. Scot peștoi. Mamă, ca plasă. Uita plasa de pești. Thank you. One. Am prins busul spre Benota. Bentota. Cu un euro am ajuns în Bentota, încă 50 de kilometri. Un euro de om. Fără cazare, dar sunt o grămadă de cazări. Am zis că ne luăm ceva palese. Little Paradise? Sau Lotus? Lotus, dacă tu să spunem țara, Lotus și Lotus. Am luat o cenă. Villa Lanca. Profi.
Bentuta. Să vedem și aici. Am găsit-o pe cazare la 200 de metri de plajă. Și cu... Aceasta este camera pentru 2800, aproape 8 euro. Și cu baie. Plus loc de luat masa. Ce loc bun am prins, cu net, umbră, umbră lângă plajă, 200 de metri de mers pe jos. Hai pe gustări, hai. Încerc să tuc. Hai spre plajă. Papaya. Ayurveda is the science of life. Noi nu prea credem în așa ceva. Ce curat e locul lângă lac. Mi-a întrebat un cetățean acum, boat safari? Safari nu doar pe uscat, safari e și în apă în Sri Lanka. Ca să vezi crocodilii. Am zis că facem o baie, dar până ne-am fățuit, a ieșit soarele. Păi și nu vrem cu soare. Nu vrem, ne arde la ora asta. Hai pe mâncare atunci. Mai întâi să scoatem niște bani. Oh, ce lux, nu? Linia de tren. Tren, direct am ieșit și la mă. Aha, am putut să ne uităm. Hai să vedem. Toată lumea spunea despre cazarea asta, în afară că sunt banane în stația de tren, că este foarte aproape de tren. Și de ce să nu profităm să mergem mai ieftin în Colombo decât cu busul? O, câtă frunză! Cât tine una? Da. Stația de tren care arată ca un vapor sau ca un tren. Ca un vagon de dormit. Mai bine zis. Da, pare că nu e nimeni, nu? Sau nu, pe aici, într-o. Ce bine arată, nu? Ghișeu. Ponchelit de flori pentru ofrande. Mamă, ce calumă e aleia. Aleia se duce spre vreo bancă? Da. Spre bancomat. Molul în fața noastră din 1973. Nu pare, e mare. În tot acel lac sări arată, nu? Vis-a-vis un mare Buddha, nu prea o să observă din cauza de tren. Ayurveda Pharmacy Herbal. Pești? Calamari, năut, 10, o biluță de asta de năut, cel mai bun. Calamari, pești. Usturoi prăjit? Cel rău? Ha. Să vedem ce avem azi în meniu. Orezul. Orez. Asta că ghetește. Arată bine. Alo, cum ai zis? Ne-am oprit să ne aprovizionăm de fructe. Nu avem să luăm bani. Yes. Guana, bana. Putem să-i fie. Ok. Ok. Thank you.
Mă bag de acolo. Să așteptăm să mâncăm. Ok. Hai, băgă. Treci pe covorul fermecat. Mică. Hai, Vilbo, o șencam. Ah, ok, ok. Ce bine arată. Să avem poftă. Să facă lui. Cam așa arată un uscător, loc de uscat hainele. Mergem să vedem statuia lui Buddha. Guanabana. Guanabana. Ce faci, mă? Bomba. Da? Da. Ia uite-l. Buddha. Alo! Bombo? No, bombo. Ce bombo? Bomboane! Ah, bombo. Sau poate sunt mari. Bombo, bombo. Dau cu bombo. De ce așa? O, da, cu o petardă. Pleacă trenul. Colombo. Colombo. Germany. Would I go to Sudan? Yes. Seafood. Forget that. Exactly. I heard it say go now. Oh, motherfucker. Ce bine e, ha? Bentota. Plaja Bentota. Nu sunt valuri mari. Locul perfect de făcut baie.